Accidentul a avut loc miercuri seară în intersecția străzii Ion Creangă cu strada cu Zavodă din municipiul Teleormănean Alexandria. Motociclist care circula dinspre pădurea Vedea spre strada Dunării nu a oprit la indicatorul stop și a intrat într-o auto-utilitară care circula regulamentar. În urma impactului, motociclistul și încă o persoană care se afla pe motocicletă au fost răniți. Medicii SMURD au ajuns imediat la fața locului ca să le acorde primele îngrijiri medicale. Cele două persoane rănite au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Polițiștii de la rutier au deschis în această cauză un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.